tare, cu vest canalul Grecica TV. Astăzi vreau să vă spun ceva. Eu mi-am luat un șobolan, uitați-vă. Mi l-am luat cu 2 săptămâni, 3 săptămâni urmă, undeva așa. Uitați-vă că s-a scos. 2 săptămâni urmă și nu am postat de practic o lună pe YouTube. Să mă iertați de ce nu prea am postat, dar nu aveam efectiv idei de YouTube. Și nici timp, că aveam școală și am școală. Eu învăț peste o zi, nu învăț online, nici cu schimburi. Da, învăț cu schimburi, dar peste o zi. Și uitați-vă ce cute arată șobolanul. Este băiat. El nu este albinos. Vedeți că aici are puțin sur. E cam părțile acestea. Este, culoarea lui se numește husky. Culoarea, nu specia. Dar nu știu ce specie e. Dacă știți, scrieți în comentarii. Și am auzit comentarii de genul că am cuștile la papagali prea mici. Nu știu dacă vi se pare, dar aceasta nimic. Este specială, este chiar și bună pentru papagali cacadu sau gecko sau de talie medie. Știu, ei sunt doi, pentru ei este perfectă pentru că sunt doi. Dar de ce nu țin agăpornișii în asta? Pentru că agăpornișii iese pentru gratii. Uitați-vă cum și-a pus capul. Și nu știu, pentru cine crede că cușca asta e mică? Are practic 1 metru înălțime, practic. Și înălțimea are undeva la, ce să zic, aproape 50 de metri, 40. Cam așa este înălțimea ei. Grosimea, nu știu, cam așa. Și nu înțeleg, cine crede că este mică? Este ok pentru ei. În al doilea rând, sunt animale mele, eu știu cum să-mi grijă de ele, eu le iubesc, eu nu-mi bat joc, nu le abandonez cum alții. Chiar și lui Boss, acum am început să-i fac un țarc. Și o să vi-l arăt. Stătea legat de orice. Este foarte, foarte poznaș, puternic. O să fac mâine și un video cu Boss, dacă o să am timp. Și dați-vă desenele mele. Am făcut ceva schimbări. Am pus aici niște desene. Aici este cu șobolanul meu, care înainte să mi-l cumpăr, nu știu de ce, dar mi-l imaginam așa culoare. Dar el este alb, știu. Și aici este pe 2017. V-am spus istoria graului meu Pit, uitați-vă, am video cu Pit Vrabia. Am avut înainte și un graul Pit. Nu cel care l-am găsit la țară, că am avut și video cu graul de la țară, nu, era cu totul altul, atunci nici nu știam să postez pe YouTube, eram clasa 4 și am avut un graul. Și din păcate nu mai am. S-a dus și aici am și o cioară. Iar aici am semnul meu favorit, poza mea de profil. Și aici mai am încă niște desene. O să stup aici discuțiile, că nu prea vreau să știu toți. Uitați-vă. Ca un fel de comedie. Și ce să vă mai arăt? Am o cioară, cel mai tare îmi place. Este foarte colorată. Nu știu, nu... Știu că sunt persoane care desenează și mai bine decât mine. Eu, sincer, nu prea mă laud așa tare cu desenele mele. Nu știu unde mi s-a dus șobolanul. A, uitați-vă aici. Hai, vin încoace. Hai, băițelu. Uitați ce cute arată. Da, este foarte drăguț. Îmi place. Constă pe mână, vedeți? E putem dresa. Dacă o să-i dăm drumul pe jos și o să vedem dacă el vine la mine. Da, Boris. Așa-l cheamă. Boris, da. Boris Antonovici. Da. Vino cu aici. Hai, haide. O, vine, vedeți. A, vedeți că vine. Este obișnuit cu mine. Nu știu dacă este pui. Scrieți în coment. La acest video o să las comentariile. Că am nevoie chiar de... ajutorul vostru, de informațiile voastre. Eu vreau să mă uit pe internet. Aveți că pe Google, dar nu știu specie. Am căutat, dar nu am găsit pe Google ce specie e. Da. Hai, vin încoace. Haide, bravo. Așa, ești foarte bravo. Foarte bravo. He. Da. Stai alături. Și dacă vreți să vă luați unul, ei sunt... Sunt și oameni care pe 3 din 9 sau pe mai multe site-uri pe Facebook care dau și pe mâini bune. Am văzut. Da. Și cine nu-și poate, de exemplu, nu-și poate permite să-și ia un câine sau este o mare responsabilitate, un șobolan îl poate înlocui. Numai că șobolanul nu trebuie scos la plimbare.
în fiecare zi, dar dacă trebuie, putem dresa și pe el comenzi. Șobolanii, la fel ca și câinii, sunt omnivori. Numai că câinii nu mănâncă semințe, dar ei da. Hai venim cu acelea. Hai venim. Da. Și el chiar când vine la mine, îi răspunde la această comandă. Da, hai. Hai venim cu acelea. Hai așa. Hai venu. Face foarte multe pozni. Hai. Na, hai vină coace. Na. O să mă stăr și o să postez și mai des și pe YouTube. Pentru că câte o puțin îmi vin și ideile de YouTube. Da? Mai ales că mi-am luat un nou animal de companie. Deja nu este atât de nou pentru că l-am de 2 săptămâni. Hai vină coace. Da, frumosule. Ce frumos este. Ops. Da. Nu știu, îmi place că este drăguț și pufos. Hai, din nou. Ok, gata, să terminăm cu șobolanul. Să vă mai spun câte ceva ce mai fac și ce mai pățit și Romeo. Eu l-am scăpat, da. Și am pus cușca, a venit. Am vrut să fac și atunci un video când am scăpat, dar nu aveam timp și chef, că aveam multe teme pe acasă. Doar l-am prins, dar putea să nu mai fie dacă nu vedeam. El efectiv nu era cleștele, mai pun și cleștele că știu că iese. Era închis cu acest zăvoraș și cu ciocul deschide și pe acolo și ieșit. Dar am eu, ții de nebunii. Stai șobolanul, nu știu unde s-a dus, o să-l găsesc pe urmă. Da, fum și o să scoatem acuș pe Sașca, să vedem ce mai facem. Hai, Sașca. Haide. Așa, mă ascultă. Haide. Hai, s-a dus acolo. Cam o să duci pe colivie. Da, îmi cad desenele. Da, ce mai faci? Stai, telefonul meu l-a încărcat. Să vă arăt ce am în el. Stai, parola. Nu, parola nu vă arăt, că... Stați. Puțin m-am încurcat. Aici am și secrete, pardon. Și să vă arăt Instagramul meu. Pentru că nu mai am Instagramul acela... Pricoale moldovenești, stați, vă arăt ce Instagram este vorba. Și o să vă vorbesc ce s-a întâmplat cu el. Acesta nu l-am, deoarece am un nou telefon, e ca asta. Eu am două, filmez pe un iPhone 5 acum, dar acesta este 6. Și nu mai postez pe această pagină, pentru că l-am pierdut. Mi s-a stricat telefonul și efectiv am pierdut contul. Ce să vă mai spun? Dacă mă știți pe Vlad Tember, nu am nimic cu el, dar nu mi-a plăcut că critica oamenii care se îmbracă de la piața centrală și zicea că el se îmbracă de la haine scumpe, este mai bogat ca alții. Nu este frumos, pentru că eu nu sunt de acord cu chestia asta. Dacă ești mai bogat, ești mai presus, dacă ești mai sărac, mai prejos. Am făcut aici un video. Și chiar o să mă ocup și mai des de Insta, vă promit, o să mă stăr, pentru că pe TikTok nu am idei și o să postez și pe TikTok, nu mă las. Dar când o să-mi vină idei, promit că voi posta, nu vă îngrijorați că o să vină repede. Uitați, acestea sunt pozele de pe Insta, amele, le mai editez. Aceasta este psica care mi-a sănută și aici este psica mea. Până când nimeni nu vrea să-l ia, dar dacă cineva vrea să-l ia, să-mi scrie. Ori pe Insta, ori în comentarii și să vă arăt mai clar. Până când are poza asta, dar nu știu ce. Gata, s-a schimbat. Uitați-vă poza. Este asta. Că la YouTube și să scrie așa. Grecica TV. Pur și simplu Grecica TV. Am la moment 45 de abonați, pentru că nu prea mă ocupam de Insta și nu prea... Dar este ok. Mă bucur măcar că am atâția. La mine Instagram-ul am dat s-a făcut negru.
Îmi place și această fată, Daria. Nu înțeleg de ce mulți dau hate. La început nici mie nu prea îmi plăceau videole sale, că vorbea despre sfârșitul lumii, nu știu ce, dar am început să-mi placă, am început să postez videouri hate. Chiar v-aș sfătui să vă abonați la ea, uitați-vă, are 2000 de abonați. Are și pe TikTok 20.000, este foarte bravo. Și aici, cam așa este Insta-ul meu, mă uit, dau like-uri. Ok, nu este cine știe ce istorie, dar laima. Să vă mai fac și un review, nu știu cum să vă spun, cu laima, ca să încerc să atrag cumpărătorii, cine vrea să o cumpere. O vând cu 600 de lei, la piață este puțin mai scumpă, rasa aceasta, cacareche, costă 800 de lei moldovenești. Spun despre lei din Moldova. Sunt lei moldovenești și românești, roni sau cum le mai spune. Moldovenești, de exemplu, nu prea așa o valoare mare ca roni, adică în punct de vedere bancar ceva. Haide, laima, hai, uitați-vă, vedeți? Vine la mine pe mână, la comandă, este foarte inteligentă. Stă pe umăr tot. Dați-o pun, uitați-vă, acesta este umărul meu și stă. Da. Laima, hai, hai vin încoa, laima, hai. Așa. Este cu minte, uitați-o. Și trăiesc în Chișinău. Haide sus. Cine vrea, de exemplu, dacă trăiește aproape de Chișinău, ceva de genul, oricum. Eu pot să vin până la Podișor și să-i duc cine vrea să cumpere. Hai, laima, hai. Hai, la. Hai, vine încoace. Ești fată, bravo. Da, aici mă uitam la țințele mele. Acesta l-am făcut pe clasele a treia, a patra primare. Acesta l-am făcut tot pe acolo. Acesta, sincer, nu prea țin minte în ce clasă. Acesta l-am făcut. Eu așa cam desenez la școală. Dar acasă, uitați-vă cum desenez. Nu înțeleg de ce se primește. La mult se primește așa. Haide, intrați în colivie. Sașca, hai. Mâine o să fac un video, o să mă strâng și să fac un video mai interesant. La plimbare posibil. Dacă voi putea, pentru că am teme, sunt efectiv și ocupată, dar mă strâng să fac timp și pentru videouri, pentru că îmi place foarte mult să postez. Da, Sașca, văd că-i cresc penele. Da, mai rău de ce să le-am. Le-am cumpărat și mâncare specială, aceasta este, pentru că să aibă vitamine, să nu le cadă penile. Este chiar și pentru papagalii cacarichi. Noi am întrebat vânzătoarea, ea mi-a spus. Cam atât cu acest video, sper că v-a plăcut. O să ne revedem în continuare într-un nou video. Cine este interesant de cumpărarea laimei, papagalul meu, să-mi scrie ori pe Insta, ori aici în comentarii. Dar dacă sunteți copil, întrebați de părinții, să știu. Și dacă îi vă dau voie, puteți să-mi scriți mesaj, să ne înțelegem cumva. Și cu 600 de lei o dau.